Preamărit să fie Domnul Iisus! Scumpi frați în Domnul, așa cum ați auzit cuvântul pentru seara aceasta, a fost citit din Salmul 119, care este un cuvânt ales, un cuvânt bun, pentru bătrâni și pentru tineret. Cu adevărat, la ora actuală, în toate bisericile pentecostale din diaspora, se duce o luptă între bătrâni și tineri. Dar, prin harul Domnului, la noi în biserică, îi destul de bine. Măriți să fie Domnul. În alte biserici, tinerii cam o iau închea bătrânilor, îi nesocotesc, se întâmplă diferite rele. Dar mulțumim Domnului că tineretul nostru Domnului a învățat și o zis Apostolul și voi tinerilor cu bătrâni la oaltă, toți în legăturile voastre sfinte să fiți împodobiți cu smerenie. Dumnezeu să ne binecuvinteze în smerenie. Auziți ce zice salmistul în salmul 119? Ferice de cei fără prihană în calea lor. Ce însemnează prihană. Prihană însemnează pată, murdărie, cădere. Toate acestea la un loc să numesc prihană. Fără prihană însemnează fără pată, fără păcat, fără cădere. Ați ne drumul curat după Isus ferice deci de cei fără prihană în calea lor. Fiecare om are o cale. De la cale pe care l-am ținut în brață și până la anii mei, e o cale. În toată calea aceasta, fiecare om este supus slăbiciunilor, ispitelor, uneori chiar căderilor, dar fericei de cel fără prihană în calea lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Auziți ce zicem? care umblă întotdeauna după legea Domnului. Ce minunat îi! De când te scoli dimineața și până iar dimineața, că lucrezi, că șezi, că citești, că dormi, că visezi, să nu ieși din calea Domnului. Toate să le ai, orânduite bine de peste zi, ca peste noapte să n-aibă nicio influență lucrurile rele, să ți se strecoare în vis și apoi să ai de-a plânge, măcar că a fost numai vis, dar te împretează așa de tare încât câteodată gândești că te-a lovit cineva în sufletul tău. Și aceasta pentru că ziua te gândești la unele lucruri nepotrivite, vezi lucruri nepotrivite, auzi lucruri murdare nepotrivite și noaptea se întâmplă să ai neplăcute în vis. Ce minunat dacă zi și noapte cujeți la... La ce? La ce vezi pe internet sau la leja Domnului? Dacă cujeți zi și noapte la leja Domnului, și noaptea visezi din alea. Dar dacă strecori pe lângă o rugăciune și o cântare, și niște priviri murdare, și niște râsăte lumești, și alte lucruri, noaptea, mintea ta debitează, cum se întâmplă cu un pământ, cât la ai ara și cât ai să sămânță de bună, vezi că ea să buruiană, că ia pământului. pe tot așa, gândurile, Necurate sunt afirii pământești. Și ele ies afară în momentul când tu nu le strunești cum trebuie. Dar să vedem și mai jos. Tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie, nu oricum. O! Oh, iar sunt ticăile mele la păzirea rânduirilor tale atunci nu voi roși de rușine la vederea tuturor poruncilor tale. Vezi, când tu te uiți în Cartea Sfântă, când tu îți aduci aminte de cuvântul Domnului și vezi pe unde treci, singur în casă sau stând pe pat sau pe scaun la masă, îți roșesc obrajii. Te prinde rușinea, mă, unde am ajuns, ce am făcut, ce am gândit. Dar ferice de omul care umblă în căile Domnului, mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Apoi zice, te voi lăuda cu inimă neprihănită când voi învăța legile dreptății tale. Pentru asta trebuie să lupți. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă părăsă de tot. Dar mai sus, ferice de cei ce păzesc poruncile tale, așa poruncile lui care îl caută din toată inima lor, care nu săvârșesc nicio nelejuire și umblă în căile lui. Salmul 32 spune de păcat și de nelejuire. Salmul 51 vorbește la fel de păcat și de nelejuire. Păcatul e o faptă împlinită, un act împlinit, scris, vorbit, dar o nelejuire e în gând și asta e sămânța păcatului. Și aici zice, ferice de cel care nu săvârșește nici o nelejuire. Deci îi va trece prin minte una alta, dar el blochează și nu lasă nelejuirea să iasă la ivială. Așa că omul acela își păzește inima și sufletul Slăviți să fie Domnul! Și la aceasta suntem chemați cu toți, dar versetul ăsta -lalt ne spune nouă, versetul nouă. Cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându se după cuvântul tău? și apoi continuă, te cau din toată inima. Dacă tinerii și bătrânii caută pe Dumnezeu din toată inima, Dumnezeu să lasă găsit că El nu e departe de niciunul din noi și atunci trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu chiar bâșbăind, chiar dacă nu vedem, chiar dacă nu simțim chiar dacă cerem ceva și nu ni se împlinește dorințele, noi trebuie să căutăm pe Dumnezeu ca și cum ai fi într-o noapte neagră de tot, dar cu speranță că undeva este o ușă, te trebuie să ieși la lumină. Am dormit odată în Lugoj, într-o casă din aia model nemțesc, înaltă, dar cu șorlocate în jamuri din scânduri așa lată. Mai nu se vede absolut nimic, nimic, nimic. Și când am dat să ies afară pe noapte, atât am zgâriet pe păreți în toate părțile și cu mare greu am găsit ușa. Dar dacă nu m-am lăsat, am găsit și ușa. Vedeți? Păi așa trebuie. Să-l căutăm pe Dumnezeu, chiar bășbăind, să nu ne lăsăm. Că el nu-i departe de niciunul din noi. Cât privește tinerii, sigur că la ora actuală nu-i ca pe timpul meu sau a celor mai bătrâni ca mine. Atunci tineretul avea o altă statură și avea alte lucruri jocuri diferite, distracții diferite și lucrau la câmp, cum era atunci, cei din oraș, cu școli, cu lucru de oraș, un alta, dar peste tot era numai o cântare și o voioșie. Între pocăiți era cântări duhovnicești, frumoase, rugăciuni, întâlniri, bătrâni, tineri, Doamne, ce har era! Și în lume, la fel, era atâta bucurie și distracție. Acum ai o păcălit pe toți cu bățit în palmă. Și te duci și pe stradă, mă, te bați de el și nu vede el, îi mă cu otea acolo așa. Doamne Iisusă, nu mai are prieteni, nu mai are cu cine vorbi și ce prieteni are, are niște prieteni răi care nu mai trimit mesaje, care îi ațâță firea și care îi strică mintea. Nu mai este nimic sănătos în lumea asta, dar noi trebuie neapărat să avem o altfel de ținută, după cum s-o citit și în cuvântul de mai jos din acest minunat salm, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spunea: Prin poruncile tale mă fac mai în priceput. De aceea urăsc orice cale a minciunii. Toate știrile sunt mincinoase. Chiar știrile biblice publicate pe internet, multe din acestea sunt numai minciuni sau ticluiri. În anul ăla vine Domnul, în toamna aia vine Domnul, Acum se întâmplă cu Israel Aia, acum e ai sfârșitul, acum, toate astea sunt minciuni. Fiindcă, Biblia nu spune când va fi sfârșitul. Dar are semne, înainte de sfârșit, nu va mai fi credință. Una, a doua, înainte de sfârșit, trebuie să apară. Uh, Omul fără de lege. Înainte de sfârșit trebuie să vină chiar lepădarea de credință. Înainte de sfârșit trebuie să se întâmple lucrurile scrise în Apocalipsa și în Cărțile Sfinte. Noi nu suntem încă acolo. Dar noi așteptăm pe Isus să vină în orice moment. Amin. În schimb, ca să publici tu când vine Isus, cum vine, ce, mă, toate astea sunt minciuni. Și stai și asculți cu gură cască la niște povești de ani de zile. Sunt peste 30 de ani de când să viculează în fiecare an vine Tom, Domnul, vine Domnul. Și vedeți bine cum îs. Totdeauna le-am spus și când am fost prima dată în Australia, atâta vorbă era că în septembrie să împlinesc atâtea și atâtea săptămâni și nu știu, gata, vine Domnul. Mă, nu credeți, mă! El vine la vremea potrivită și încă, el are o îndelungă răbdare pentru noi. Păi dacă venea acum 30 de ani, toți ăștia care sunteți aici pe bănci, nu erați pocăiți. Unii nu erați nici născuți. Dar Dumnezeu are o îndelungă răbdare pentru noi. Și în felul acesta am ajuns și eu, bătrân, și copiii mei cu copii, și Domnul eu mântuit, și pe ei, și aștept să văd mântuit nepoții și străne Că Dumnezeu are răbdare. În schimb, într-o zi vine. Și nu vine când zicem noi vine când nimeni nu se așteaptă. Venirea lui va fi ca un hoț. Nu să predici tu cu șase, șapte luni înainte, pe atunci vine Domnul. Dar încă ceva, atâta predică că vine Domnul, s-o pocăit oamenii sau s-o despocăi mai mult? Mai mult s-o despocăit decât s-o pocăit fiindcă au ascultat minciuni. Citiți Sfântul Cuvânt și botezați-vă mintea în har, ca să fie plină de apa Duhului Sfânt și a cuvântului, nu a știrilor. Mai lăsați-le alea și îndoiți-vă genunchii și veți fi binecuvântați. Predici când ascultați, luați seama ce predici ascultați. n a pus cineva până eram în țară o predică cu un frate, că Maria, mama Domnului, nu a mai avut copii, dar el predicator mare, penticostal. Și că copiii de care zice Biblia era copiii lui Iosif din o căsătorie de dinainte și erau deodată cu Fecioara Maria. Nu auzi mă de unde o scos pe toate acestea. și bolunzește lumea de cap. Aveți grijă ce ascultați și pe cine ascultați. Ascultați acolo unde cuvântul e curat unde nu, închideți mă și nu stați și vă pierdeți timpul ascultând baliverne. Doamne Iisusă Hristoasă, unde am ajuns, cuvântul lui Dumnezeu aici ne spune în 105 versetul, Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea mărit să fie Domnul Iisus Hristos. Deci, numai cuvântul ne poate ține pe noi tari în adevăr. Jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte mâhnit, amărât, înviorează-mă Doamne, după cuvântul Tău, primește, Doamne, sânțămintele pe care le spune gura mea și învață-mă legile Tale, mărit să fie Domnul. E atât de minunat ca noi să pricepem cuvântul lui Dumnezeu și să avem grijă, cum am spus, nu vă uitați la lucruri lumești și n-ascultați nici predici care vă duc în jos și nu cătă Hristos. Sunt atâția care predică, de exemplu, împotriva lucrărilor Duhului Sfânt. Păi nu vă împuiați capul cu din astea, că buruiana prinde repede în strat, nu ca sămânța bună. Când ascultați o predică, vedeți ce direcție are când citiți o carte. La fel, citești pe pagina asta ceva, pe aia ceva, știi ce e în Nu-ți pierde vremea cu un volum, nu știu cât, și alegi nimic. Fiți cu minți în toate acestea. Și apoi, așa cum cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, ne spune nouă, aci în Petru 2 cu 9, dacă vreți ca să-l ascultați, știți ce zice acolo, nu? Și el zice așa, și adică voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ceva chemat din întuneric la lumina sa minunată, glorie Domnului. Nu trebuie să fiți desnădăjduiți în mersul pe cale, ci să știți ce chemare mare avem noi. În primul rând, voi însă sunteți o seminție aleasă. Dacă evreii au fost o seminție aleasă, la ora actuală, toți cei pe care Iisus i-a colectat din gunoaiele lumii, și i-o dus la Sfânta Pocăință, ei sunt sămânați cu Hristos. Hristos în voi, nădejdea slavei. Și dacă aveți sămânța lui Hristos în voi, atunci voi sunteți o seminție aleasă. În Luca 4, cu 4 la vale, scrie, Sămânătorul a ieșit să să amene sămânța, adică nu multe semințe, una singură. Sămânța Lui, Sămânătorul Hristos și sămânța Lui sămânată în noi, produce în noi omul nou, de chip nou. Omul duhovnicesc în locul chipului și a omului firesc, slăvit să fie Domnul. Atunci, în Efeseni 4, de la 17 la vale, ne înșiră toate astea și până în cele din urmă ne arată că oamenii și-au pierdut orice pic sau orice bun simț din pricina păcatului în care trăiesc. Dar zice, voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă... Cel puțin potrivit cu adevărul ați fost învățați. Dacă ați fost învățați altceva decât adevărul, am întâlnit biserică educată, așa de strașnic, să nu de mâna cu niciun pocăit de altă culoare sau chiar de credința lor, dacă nu-i cu ei. Numai ei, Sfinți, și numai ei, și numai ei. Așa i-a educat, era o minune să-i vezi. Și la urmă, cel care i educa a început să se poarte aspru, că unii zice, mă, nu-i scris așa aici sau aici, și pe care îl comenta, îl blăstăma și îl dă de afară. Doamne Iisusă, măi, cât e pot să vezi și să auzi. Două familii din acelea au venit la mine când am fost în țară, cu atâtea lacrimi, că ei atât de mult au iubit congregația lor și s-au simțit bine și așa, dar acum uite unde au ajuns. Nu, vedeți, dragii mei, păi nu trebuie să te iei după învățături care nu corespund în Biblie. De exemplu, Biblia zice să cinstești pe Tatăl tău și pe mamă ta ca să trăiești mulți ani și fericiți pe pământ. Dar, totodată, Ascultați copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Păi dacă părintele te învață să urăști pe cineva, pe nu-l mai asculta, că acolo e diavolul, mă. Nu-l mai asculta. Dacă părintele te învață cu ăla și cu ăla, să nu dai mâna cu ăla și cu ăla, să nu știu ce să mai nasculta, mă, ce nu-i biblic, nasculta. Numai cei biblic ascultă. Ascultați în Domnul de părinții voștri. Apoi asta e o minunăție, nu? Domnul nu te învață rău, Domnul te învață bine. Mărească-i să numele Lui. În felul acesta, deci noi trebuie să ținem cărarea dreaptă, fie bătrân, fie tânăr, noi merem după Isus. Așa am cântat cântarea făcută de Gorcea, Marius, de pe vremuri. Ce minunat e asta! Vedeți dumneavoastră? În Deutronom 31 cu 6, acolo ne spune iarăși ceva. Învățați-vă și îmbărbătați-vă, nu vă temeți și nu vă înspăimântați de ei, de lume, căci Domnul Dumnezeul tău va merge El însuși cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Ce cuvinte minunate! ca să fii sigur tinere, tânără, când caza așa într-o deznădejde, citește cuvintele astea frumoase. Domnul nu te părăsește, Domnul nu te lasă. În Iob 36, cu 5 acolo sau așa ceva, spune că Dumnezeu îi tare prin înțelepciunea Lui, dar nu leapă de pe nimeni. Ce minunăție, băi! Nu le de pe nimeni. Apoi atunci, acum, în și 22 cu 21, cere un singur lucru. Îmi te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Apoi, atunci când ai pace cu Dumnezeu, atunci la versetul 6, 5 acolo, spune că tu ești tare și îți poți împlini juruințele. Noi am făcut legământ, așa cum am citit din cuvântul Domnului de aici, am juruit, am zis, noi te urmăm până la moarte, în apa botezului. Apa e act, apa nu piere, apa e o carte dumnezeiască în ea să scrie totul și ea nu pierde până când Dumnezeu va aduce împlinirea cuvântului Său. Până atunci este și totul e cuprins în ea. De aceea, zice în 1 Ioan 5, cu 7-8 acolo, trei sunt care mărturisesc pe pământ. Duhul, apa și sângele. Păi ei martură, mă, când te scoli dimineața, te speli, ei martură că tu ești viu încă. Dacă faci ceva bine, bucuros, te speli. E, e act. dacă faci ceva rău, neapărat trebuie să te speli. Și dacă mergi la mormântare când vii acasă, nu-ți vine să pui mâna pe un fruct să mânci, trebuie să te speli întâi, ca și cum act că tu nu ai nimic cu mortul, nu, nu muri din pricina ta. Sau dacă pe cujetul tău se păstrează încă ceva, atunci trebuie să vii să mărturisești și să te aliniezi în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, fie slăvit numele Domnului. E o mare minunăție ca tu să știi de Dumnezeu, tinere, tânără, nu așa numai că vii și cânți, studiază, aprofundează credința ta în Domnul și în felul acesta tu vei putea să trăiești, căci Dumnezeu pentru fiecare din noi are gânduri minunate, pentru fiecare din noi el, cum ne scrie în Ieremia, mărit să fie Domnul Isus. Ieremia 29 cu 11, că ce știu gândurile pe care le am cu privire la voi, tinerilor și tinere și la voi bătrâni, zice Domnul, gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde, mărit să fie Domnul Isus Hristos. Ce gânduri minunate are Dumnezeu cu noi! Dar noi trebuie să știm să ne păzim mintea curată, că Dumnezeu locuiește într-o minte curată. Dacă mintea ți-o mânjești uitându-te la lucruri nebune, dacă mintea ți-o mânjești gândindu-te, vorbind, râzând cu oamenii din lume și implicit vorbești ca ei, atunci lumina care i Domnul nu stă la un loc cu întunericul și fuge de acolo, și când te-o părăsit lumina, atunci tu umbli după mintea ta. Și zice în Romani 1, că îi lasă pradă minților blăstămate să-și urmeze sfaturile lor, nu? Dar de ce zice blăstămată? Fiindcă tot ce iesă din Hristos în afară, îi blestem. Chiar dacă, de exemplu, luăm Matei 25, sub titlul judecata viitoare, acolo ne lasă șase lucruri prin care să biruim judecata. Și cei care nu le fac astea, întreabă când te-am văzut noi și le spune cele șase lucruri pe care știe, cunoște, avea putere să le facă și nu le-a făcut. Cum le zice atunci la ea? Mergeți de la mine tare, să aud și eu. Blestemaților, auzi mă? Deci când ieși afară din Hristos, ești un blestemat. De aceea nu te grăbi să faci pact cu prietenii din lume. Fete, nu stați de vorbă cu băieți nepocăiți, afară doar dacă vreți să le vestiți Evanghelia și aceasta de la distanță. Nu umblați de mână cu nimeni, că nu știi ce diavol să ascunde acolo. Băieți, la fel, nu vă îndrăgostiți de cei din afară, de cei de al neam. Și fiți cu minți în toate măi. Așa cum scrie și Leveticul, mai nu prinde în jug o vacă albă cu una neagră. Nu-i voie, Apoi Pavel vine și spune ce legătură îi între un pocăit și între un nepocăit. Ce legătură poate fi acolo? Ce legătură între Hristos și între Beliar? Ce legătură poate să fie între unul neprihănit și unul care nu cunoaște pe Isus? Ce legătură? Numai diavolul caută să facă așa legături și apoi plângi toată viața. Avem cazuri și la noi, când fete s-au dus după nepocăiți și în cele din urmă au fost părăsite și plâng și toată viața nenorocite. Nu? Dragii mei, nu vă duceți în lume, că Iisus a murit ca să ne scoată din lume. Trăiți în biserica Domnului, ce minunat, ce frumos sunteți, ce frumoase sunt fetele noastre, ca niște stâlpi la căs împărătești. Măriți să fie, Domnul! Amen. Și bucurați-vă de tinereță și stați totdeauna, tot mai aproape de Iisus Hristos, mărit să-i fie numele Lui. Apoi, în 1 Corinteni 10 cu 13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu vă îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și în mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Oricât ar fi ispita de mare, noi avem pe Isus aproape dacă te pătrunde gânduri rele, nu sta. Începe o cântare cu toată forța și gândurile rele fug. Dacă te pătrunde o stare în lăuntru tău pe care o vezi că nu-i bună, la fel, cântă, roagă-te, pune mâna pe Sfântul Cuvânt împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Doamne Isus ajută-ne! Da. Și apoi în Filipeni 4 cu 13 zice, cum s-a cântat, pot totul în Hristos care mă întărește. Nu poți să zici, vai ce ispită, n-am putut birui. N-ai putut birui că ți-ai lăsat. Dar știi până unde ajungi? Mă sună, și ieri m-a sunat, dar mă sună de multe ori, un suflet de femeie foarte năcăjit din Europa, că ea a avut situațiile ei și n-a păstrat pe Dumnezeu un cuget curat. Și e recunoaște, plânge, dar la ora actuală știți unde a ajuns? Soră, cântă, cântă să scapi, dar nu mai pot. De ce nu poți? Nu mă lasă Duhul ăsta. Porogăte dar nu mă pot. Eu vreau să zic ceva și el zice, în gura mea, alte minuni. Și nu mai pot. Vezi, dacă te duci de la Hristos în lume, diavolul îți devine șef și te cătănei, te bagă în tot felul de boale, în tot felul de ispite, în tot felul de pofte și în tot felul de păcate pe care le săvârșești și nu mai poți scăpa. Aici e salvarea, aici e Iisus, Aici e biserica celor întâi născuți am cântat. Măriți să fie Domnul Isus. Stăi aici, că te-a născut Isus prin jertfa sa și în Hristos totul poți. Mărească să numele Domnului. Fiți biruitori în luptă împotriva ispitelor, a păcatului și a oamenilor care nu sunt legământ cu Dumnezeu feriți-vă! Eu umblu mult printre oameni, cum știți, dar eu vorbesc cu oamenii și oamenii din ei, cei sortiți mântuirii, vin la Hristos. Data trecută, când am terminat în țară, Mercuria, am fost la botezat un arad, a venit atâta lume că au umplut și sus și pe jos și holurile pe afară, tot. Și Domnul m-a ajutat și am ținut acolo un cuvânt temeinic și am vonul a dat la o parte și tot a umplut cu scaune. După aceea, de acolo am plecat la Sebeșel, noaptea pe la 1, 2 am sosit acasă, dimineața am plecat la Craiova. La Craiova acolo a început cu o rugăciune fratele Trif și apoi o cântare, două și o rugăciune cu toți și la urmă, hai frate Hozan. Și am început predica și a durat predica două ore și cinci minute. Dar rezultatul predicei a fost că 15 ortodoxi au venit în față și și-au predat viața lui Isus. Glorie, Glorie Domnului! Amin. Măi, dacă stați de vorbă cu oamenii și le povestiți clar ce credință ai și ce face Isus și lucrările care Isus le face, apoi vin oamenii la Sfânta Pocăință. Dar dacă tu stai și asculți balevernele lui și râzi cu el și te complaci, apoi ăla te despocăiește el pe tine, în loc să-l pocăiești tu pe el. Doamne Iisusă, dă-ne înțelepciune să umblăm, cum am citit, pe calea lui, fără păcătuire. Ferice e cel care nu se vârșește nicio fără de lege. Amin.